Vreau să știu cum te simți acum ca român, tu trăiești în Franța. Nu, eu trăiesc pe pământ. Muncesc și lucrez pe pământ, tocmai pentru a evita o delimitare geografică precisă. Și e adevărat, pentru că foarte multe din lucrările mele n-au fost făcute în Franța sau în România, ci în zone foarte diferite și în România, în anume zone. Deci vreau cumva să trec aceste bariere de origine, de fixare într-un anume loc. Vreau să știu întâlnirea ta cu arta, cum s-a născut. Citeam despre tine o povestire foarte frumoasă. Întâlnirea ta a fost cu un aparat foto pentru prima dată. Pot să zic că acel aparat mi-a fost dat de bunica mea când aveam probabil 7 ani sau 6 ani și am uitat să încarc aparatul. Era un Smen Alomo și practic toate cele 36 de poziții s-au suprapus unul peste celălalt. Și cam mai târziu să învăț despre Malevich, practic am făcut primul meu pătrat negru. Ca și corespondență în istoria artei, Casimir Malevich cu pătratul lui negru. Și crezi în astfel de semne? Crezi că a fost un semn atunci? Nu cred că a fost un semn, doar că e o lucrare pe care mi-aduc aminte și care marchează așa, într-un fel, miracolul care urma să mi se petreacă mai încolo. Tu chiar trăiești miracole de câțiva ani buni. Știu că în anul 2 ai plecat de aici și ai început să studiezi în Franța. Asta a fost o șansă extraordinară pentru tine. Păi, eram în anul 2 la facultate, la Academia de Arte din Cluj și practic eu nu pot să zic că am făcut academia sau facultate, pentru că pentru mine școala era întâlnirea cu artiștii din Oradea, din Budapesta, unde călătoream foarte des cu autostopul, de foarte multe ori sau cu trenul și practic asta a fost școala mea, ca să spun așa, întâlnirea. Mergeam, băteam la ei la ușă, le arătam lucrări, unii mă refuzeau, după aceea veneam. Vorba aia, dacă îți trântește ușa în față, intri pe geam înapoi. Și s-a creat un fel de dialog foarte profund cu acești oameni foarte valoroși, pe care acum, în paranteză fie spus, vreau să-i aduc în camera de oaspeți o parte din ei, pentru că expoziția are o cameră de oaspeți unde timp de un an de zile voi invita oameni cu care simt că am o anume afinitate spirituală, conceptuală, artistică. Și aici nu-s doar artiști. Va fi, de exemplu, un cantor de la o biserică din Maramureș cu care am lucrat pe un cântec de jale, o piesă de teatru a lui Matei Vișnec, Angajare de clon, care va fi tot așa în camera de oaspeți. Am citit un nume, Andrei Șerban, va fi undeva în perioada verii. Da, exact. Andrei Șerban, un prieten foarte bun și cu care am mai colaborat. Și va fi aici, nu știm ce va face, un performance, un happening, singur, cu actor, nu știm, va fi o surpriză. O țesătoare din Maramureș, deci diverse persoane cu care sunt din România, deci preponderent din România, tocmai pentru a arăta această legătură care am păstrat-o în timp. Ba mă fac clujean, ba mă fac orădean, ba românul, ba francezul care de origine română, da, lucrez cu lucruri din România, cum e această sculptură din Maramureș, care are în România, cel puțin acest spațiu foarte conotat, clar va avea o altă lectură ca deosebire în Paris, știi, unde avea o chestie foarte exotică, foarte legată de construcția ecologică, de viitor. Dincolo de aceste aspecte, ce mă interesează foarte personal pe mine e cum iei unele lucruri dintr-un anume context și reușești să le sublimezi semnificația lor pentru a fi valabile în alt context. Și atunci cu casa aceasta maramureșană, ce ai vrut să spui și cui ai vrut să-i spui? Mi-a plăcut acest savoir-faire care încă a supraviețuit, să construiești din lemn, să faci lucruri care astăzi în Occident par de imposibile sau foarte scumpe. Ideea de casă care de fapt este comunitatea, este locul unde se adună familia, unde ne petrecem viața. Dar mă rog, ideea de casă cum o desenezi ca și copil. Când desenezi copil, îți vei o casă, ai un pătrat și un triunghi. Și atunci am zis să vreau să fac o casă sculptată care are o funie de aroata, care trece peste geamuri, peste uși, peste tot. E ca și cum ai luat un pachet și l-ai aruncat în stradă. Nu știi ce se va întâmpla. Pentru că funia, cum am descoperit-o și la biserica din satul meu când eram copil, era întotdeauna reprezentată orizontal.
mergea orizontal roata, biserica, roata, casa. Și asta avea și are semnificația de unitate, ceva care ține împreună. Ori această unitate e pe cale să se destrame. Și în spatele tău zăresc niște coloane făcute din săruturi? S-a născut prin 2007-2008, când eram foarte interesat de ADN și de descoperirile în genetică de legate de siguranță, de biometrie, de toate aceste căutări. Și vreau să am un răspuns din partea mea la toate aceste noutăți. Am zis, care e faza cu tot acest ADN, cu că vrem să modificăm organismele, fructele, mâncarea, ni se iau amprentele când intrăm în Statele Unite, de exemplu, ni se ia irisul. Deci toată această, cum să zic, intruziune în intimitatea corpului. Corpul nostru devine limita în această lume. Nu mai este suficient să ai doar cartea de identitate sau să te știe în lumea pe nume, ajunge să intre în tine. Știu că ai o colaborare și cu Monica Bârlădeanu. E o serie care am produs-o special pentru muzeu aici, pentru această expoziție. Mă rog, seria cu Monica este practic o reîncercare, o reexperimentare a unei faze dintr-un film care l-am făcut și care a fost prezentat la Pompidou, Sic Transit Gloria Mundi, în care acest ritual care se petrece la Vatican când e ales noul papă și vine un călugăr în fața lui și îi spune Sancte Pater, Sic Transit Gloria Mundi, îi arde o meșă, o ață. Sfinte Părinte, așa trece gloria acestei lumi. Mă rog, eu am luat acest ritual și l-am împins mult mai departe, în care, de fapt, această ață e trecută prin mâinile a unui grup de cerșetori care stau în cerc, jos la pământ. Și, practic, e un fir de dinamită. Cei care l-au văzut au putut să-l vadă doar la Pompidou, Centre Pompidou la Paris sau la Macro la Roma anul trecut. La Centre Pompidou, de fapt, am ajuns să expun pentru că în 2011 am câștigat premiul Marcel Duchamp și, practic, acest premiu, dincolo de palmaresul financiar, îți oferă posibilitatea să ai o expoziție personală în Centre Pompidou. Au fost peste 90.000 de oameni să-ți vadă expoziția, aproape cât un sfert din Cluj. Nu tot ceea ce fac în atelierul meu merită să fie prezentat public. Și aici e o limită foarte bine definită. Ce fac și ce arăt, știi? Azi avem tendința să ne facebookizăm, să arătăm toate chestiile intime ale noastre, fac o poză, bag, o pun pe Facebook. Nu, trebuie avut un foarte mare discernământ cu ce hrană dai publicului. O expoziție foarte importantă pentru mine din 2005, la galeria mea din Paris, galeria mea pariziană care avea o filială la vremea aceea la New York, Yvon Lambert. La New York îți măsori mușchii cu cei mai tari, ca să zic așa, și e o foarte mare responsabilitate. Una dintre lucrări era Departure, cu lupul și căprioara. M-am dus la galeria mea și le-am spus, vreau să aduc un lup și o căprioară să le punem în galerie și să-i filmăm în 16 mm. Și ce mi s-a părut absolut extraordinar, și aici revin pe urmele, cum a început, nu știu ce, oamenii ăștia au zis, ok, facem. Deci când ai atitudinea asta în față, nu contează că filmul a costat 60.000 de euro, au zis, ok, îl facem. Declicul s-a întâmplat în 2006 la Bienala de la Berlin, una dintre cele mai puternice ediții. A fost așa, șocul Bienalei. Deci Bienala se numea despre oameni și șoareci. Au început ziarele să titreze despre lup și căprioară. Deci asta era articolul general al Bienalei. Rău, lucrarea s-a vândut, filmul s-a vândut, a ajuns în colecții foarte prestigioase ca, de exemplu, Museum of Modern Art la New York, Walker Art Center, Muzeul Apteiberg, Reina Sofia la Madrid. Eu sunt greu de clasat. Adică lumea chiar are o problemă. Zice, da, ok, unde e stilul tău? Unde e? Vreau să știu care sunt cele mai frumoase întâlniri și dacă te-ai gândit vreodată să ai ca temă orașele. Uite, New York, Paris, tu te învârți, zbori, mergi, călătorești, nu stai locului. Tu, eu aș pune în primul rând oamenii, nu orașele. Pentru că pentru mine e întâlnirea în primul rând cu oamenii cu care am lucrat, cu care am colaborat, care
rămân mult mai mult. Cum definești tu omul? Ce înseamnă om cu majuscule? Sau cum trebuie să fie omul? E o calitate să știi să spui adevărul. Eu încerc să învăț să fiu om de la copiii mei. Trăiești într-o societate în care ești supus și e greu să recunoști faptul că minți. Cel puțin în arta mea vreau să fiu cel mai sincer posibil, pentru că acolo nu-mi cere nimeni socoteală. Noi îți mulțumim că ne-ai acordat acest interviu. Să sperăm că te vedem cât mai des în țară și cu proiecte noi și să-ți ajute Dumnezeu să le duci la bun sfârșit și să începi altele. Și ție la fel. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a fost Mircea Cantor, iar dacă vreți să-l cunoașteți mai bine, o puteți face numai la Muzeul Național de Artă Contemporană. Rămas bun!